Bună ziua! Astăzi am schimbat semeringul de aici, de la arbore, la timing, la cureaua de distribuție. O să schimb și pinionul, am pinion nou. Acum o să vă arăt cum să-l puneți la punct Volkswagen LT25 sau motoarele 2.5 de la Volkswagen. Pentru că la volantă, la Volkswagen, aveți două semne. Unul pentru punctul mort superior, top dead center, cum îi spun în engleză, și al doilea semne pentru pompa de injecție pe volantă, pentru a pune la punct pompa de injecție. Mai întâi la Volkswagen LT, vedeți cum e parcat aici. Trebuie să vă băgați sub mașină, sub partea, sub roata din stânga. Sub roata din stânga. Ia să mă bag eu sub mașină acum. Ia să vedem mai cum pornim de lumină. Da, avem lumină acum. Avem lumină. Ok. Deci avem cutia de viteze, da? Deci, cutia de viteze cu cardanul care pleacă în spate. Aici, la motor, avem această fantă, vedeți? Ia să vedem mai. Cu un cioc mic, vedeți? Și am făcut eu un semn cu alb acolo. Aici este primul semn, dacă aveți volantă, nu e volanta originală, aici o să aveți primul semn. Pentru a-l vedea mai bine, o să trebuiască să dăm zoom in. Mult. Ia să vedem, nu pot să dau maxim. Ia să vedem aici. Așa se vede, da. Uitați aici. O să ținem. Așa, tremură și mâna, sunt bătrân. Aici aveți ca două paranteze, dacă vedeți. Una în stânga, una în dreapta, paranteze rotundă și în mijloc, chiar în mijloc, este top dead center. La mine nu e chiar perfect. Nu e chiar perfect. O să folosesc șurubelița acum, imediat. Să trag exact pe... Să vedem. Da, sunt două paranteze acolo, vedeți? Iar mijlocul la ciocul ăsta de aici, de pe carcasă, trebuie să vină exact pe mijlocul la alb. Trebuie să dați zoom cu telefonul când puneți la top dead center și o să găsiți exact mijlocul la top dead center, aici la volantă. Ăsta e primul semn. După care să mergem. Să-i dau zoom out. O să-i dau zoom out și o să trebuiască să dați carcasa jos la tacheți, sus la culbutori. O să aprind lumina. Mai bine cu lumina. Și ca să aveți un reper, aici, astea două came trebuie să fie în sus. Ele pot fi și în jos și să nu calce pe niciun tachet, vedeți? Tacheții sunt amândoi sus, dar ele pot fi și întoarse în jos, fără ca să apese tacheții. Astea două came trebuie să fie în sus. Da? Deci nu una în sus, una în jos, nu amândouă în jos. Amândouă să fie în sus, cu tacheții sus. Și ca un alt reper, în spate aici, la pompa de injecție, dați fulia jos, pinionul de la pompa de injecție, și vedeți că aici este o crestătură, da? Crestătura asta, imediat vă arăt, o să merg la trusă să vă arăt mai bine cu trusa. Este o flanșă acolo care blochează, imediat o să aduc flanșa. Imediat aduc flanșa. Uitați, asta e flanșa. Asta vine acolo și blochează axul cu came.
Aici e, uitați. Ia să văd dacă se filmează acum așa. Vedeți? Asta o puneți aici. Flanșa asta aici. Să nu vă fie frică dacă nu merge, pentru că trebuie să mai rotiți o dată. Vedeți? Nu știu cum pot să filmez. Crestătura de aici, dacă învârtiți, crestătura nu e perfect pe mijlocul axului, e puțin în sus. Deci dacă o învârtiți în jos, nu o să puteți să puneți flanșa, că o să vină flanșa aici, nu o să vină pe deschizătura asta aici. Să puteți să o țineți. Mai pun o dată, da? Ia uitați. Vedeți? Vine perfect. Flanșa o să vină aici. Și o să intre în ax aici. Deci e obligatoriu să puteți să puneți flanșa, că dacă nu, crestătura o să vină undeva jos dacă învârtiți axul și nu o să puteți să puneți. Așa, dacă cu crestătura în sus, garantat e perfect. Da. Aici, la pinionul de la axul cu came, niciodată să nu loviți cu șurubelnița sau să-l lăsați așa și să puneți cureaua în tensiune, pentru că nu e ok. Folosiți o presă aici, unde am presa. Am presa undeva. Am pus presa undeva, nu știu exact unde am pus-o. Da, în fine, am pus presa undeva, nu mai știu exact unde am pus-o, trebuie să o găsesc. O fi căzut pe undeva? Nu știu. În fine, o să găsesc presa ca să scot afară pinionul sau fulia de la axul cu came, pentru că asta trebuie trasă, se face pârghie între 3 găuri dintre astea și una în mijloc, se scoate afară cu pârghia de pe șurubul ăsta. Nu cumva să loviți cu ceva aici sau să încercați să forțați asta când o scoateți afară, sau și mai rău, cum fac unii oameni, am văzut, din păcate, nici nu mai slăbesc șurubul ăsta și pun cureaua și o întind în partea asta, dar aici rămâne tensiune în partea asta, pentru că o să vă arăt când o să strâng cureaua, o să vedeți cum joacă fulia pe ax, pentru că axul l-am blocat în spate, să vedeți cum joacă fulia pe ax când strâng cu întinzătorul. Acum o să caut presa, că nu știu unde am pus-o. Și o să... presa asta e, uitați. Asta e presa. Vedeți? Asta e presa. Ea o să vină montată așa aici. Și se scoate... Nu loviți, nu nimic. Numai cu presă folosiți, da? O să mai revin cu un video când pun cureaua. Întâi să scot fulia, să o curăț. Un alt aspect important, după ce scoateți fulia de aici, vedeți că e conică, dați șurubul afară. Acum o să-l țin pentru că am nevoie la presă. Presa își face pârghie pe el și smulge de pe ax. Fulia e conică. Întotdeauna folosiți folosiți un spray de frâne, de curățat frâna sau nu știu, ceva degresant bun. Și curățați bine conul să nu aibă ulei, sau nu puneți mâna, vedeți că eu mâna mea e murdară. Eu nu o să folosesc mănușile astea când folosesc aici la curea sau în special aici la conul ăsta. La conul ăsta aici, după ce o scoateți afară, trebuie curățat perfect înăuntru și fulia. O dați afară, curățați fulia înăuntru și conul perfect. Eu am spray de frână, care e de foarte bun degresant pentru ulei, pentru vaselină sau alte istorii, pentru că nu vreau ca să am probleme. Aici vine strâns. O să aveți nevoie, vă arăt eu imediat de ce... Uitați, de chestia asta. Ca să-l puneți așa și să-l strângeți. Puteți țineți contra, da? Când strângeți șurubul. Obligatoriu trebuie să aveți sculele astea. Trebuie să aveți ăsta și presa. Obligatoriu când umblați aici. Și ceva degresant, v-am spus, când scoateți fulia afară, să curățați înăuntru conul de la ax. Și fulia înăuntru, dați afară și o curățați perfect, perfect, vă luați mănuși sau nu știu, vă spălați bine pe mâini, după care puneți la loc și vă arăt eu imediat cum. Dar acum o să scot, fulia afară, o să o curăț, după care când pun cureaua și o strâng, o să vă fac un semn cu markerul, să vedeți cum joacă pinionul pe ax, cu toate că axul e blocat,
când întind cureaua și să vedeți de ce multe curele se rup sau în timp se rup, pentru că rămâne tensiune în partea asta aici, pentru că mulți mecanici nu desfac folia asta să-i dea voie la curea să se strângă perfect. Încă ceva, nu trebuie, vedeți cum e alb, da? Pompa de apă albă. Aici nu mai e pinionul, că l-am schimbat, l-am nou. Nu trebuie să aveți cauciuc, funingine de aceea de cauciuc pe curele. Dacă aveți, înseamnă că e cureaua în tensiune și nu e strâns aiurea, nu e strânsă cum trebuie cu slăbit pinionul ăsta. Da, deocamdată dau pinionul afară, după care mai fac un nou video.